să vă spun că m-am întors la lucru și la treabă. Ce înseamnă acest lucru? Și ați stabilit cu cine aveți voie să luați legătura și cu cine nu? Nu are importanță acum cu cine, am voie, să iau, cu cine am voie să nu. Aștept avocații să vedem din rechizitorul DNA care dintre funcționari și dintre consilieri am interdicție să mă întâlnesc cu ei și care nu. Nu cred că asta este cea mai importantă problemă, pentru că aș vrea să salut public inițiativa și discursul președintelui Iohannis făcut la alaltăieri la CSM, pentru că este primul om politic după 2004 care a cerut Consiliului Superior al Magistraturii, organismul independent al magistraților, să înceteze teroarea justiției din România televizate. Și a cerut, și sunt de acord cu ce a cerut președintele Iohannis, pentru că el nu a făcut un discurs acolo. El a afirmat în calitate de președinte al României faptul că în România trebuie să existe separarea puterilor în stat, faptul că în România, conform Constituției, trebuie să existe prezumția de nevinovăție a oricărui cetățean român, și prezumția de nevinovăție înseamnă că nu trebuie cetățenii români să-și dovedească nevinovăția, ci trebuie magistrații, procurorii să demonstreze vinovăția sau nevinovăția. Și acest lucru, din păcate, în regimul Băsescu și în ultimii ani special, nu s-a întâmplat, inclusiv în ceea ce mă privește. De asemenea, a cerut să se respecte justiția, demnitatea și să nu se mai scurgă informații din dosarele făcute de procurorii DNA în mass media, denigrându-se cetățenii a căror prezumție de nevinovăție a fost încălcată astfel și de foarte multe ori, în mari procente, după procese, arestări și cătușe, majoritatea au fost declarați nevinovați sau vor fi declarați nevinovați de justiție, singura putere care poate să stabilească definitiv și irevocabil dacă un cetățean se face vinovat sau nu de faptele pentru care este acuzat. Eu vreau să precizez aici, la dumneavoastră, faptul că oricine vede și mă vede, zice, domnule, au avut cătușe Constantinescu, de două ori a fost arestat. Vreau să vă spun pentru ce motiv. Două hotărâri de Consiliul Județean Constanța, prin care, în momentul în care Centrul Militar Zonal Constanța nu a mai făcut încorporările obligatorii pe care le avea Armata Română până la intrarea României în NATO, adică în 2007, și a rămas cu spații excedentare și și-a diminuat organigrama cu 70%, e, vreau să vă spun că am făcut doar să dăm curs unei solicitări normale. Am aprobat prin hotărâre de Consiliul Județean repartizarea pentru arhivele județului Constanța, care sunt documente de importanță națională și care zăceau și zac în spații insalubre, fiind supuse pericolului de distrugere. Sunt documente ale Dobrocei, care privesc interesul național. Am propus și am aprobat ca aceste documente și această arhivă să se mute în spațiu rămas liber, după ce CMZ-ul n-a mai făcut încorporări, nu numai la Constanța, în toată România. E, pentru aceste două hotărâri, și vreau să vă spun că legea aleșilor locale și legea 215 a administrației publice locale și Constituția României și legea autonomiei locale dau dreptul aleșilor locali, că sunt consilieri locali, că sunt consilieri județeni, de oriunde ar fi, să voteze cum le dictează conștiința. Aceste legi spun clar că aceste voturi, aceste hotărâri, nu sunt supuse controlului penal, cum sunt supus eu, care am inițiat, și respectiv consilierii județeni care au votat. Aceste hotărâri sunt acte, sunt legi județene, sunt legi municipale, care nu contravin legilor naționale și care sunt supuse controlului administrativ. Adică pot fi atacate de prefect sau de către orice cetățean român care se consideră că este nedreptățit printr-o hotărâre. Acele hotărâri merg la instanța de contencios administrativ, după cum știți și dumneavoastră, unde o judecătoare care cunoaște drept administrativ este de acord cu atacul sau nu, sau cere modificarea parțială sau nu a hotărârii, sau respinge contestația. Această chestiune și această situație în care ne aflăm acum, în care două hotărâri de Consiliu Județean stau la baza arestării mele și judecării mele, sunt o aberație și o gravă încălcare a legilor administrației publice locale din România și din Uniunea Europeană. Nicăieri de către procurorii DNA, care nu au făcut acuzații împotriva mea și altor funcționari, că am votat, că am inițiat și am votat două hotărâri de Consiliu Județean. Eu n-am băgat în aceste spații nici SRL-ul,
GCSR-le, nici BMSR-le, am băgat arhivele județului Constanța. Și dacă vreți să mergeți să vedeți, veți vedea că acele spații sunt și astăzi nefolosite în sensul utilității maxime pe care poate fi folosit. Eu vă spun aceste lucruri pentru că sunt adevărul și nicăieri în România și nicăieri în Europa, în anul 2014 și în 2015, nu sunt judecați aleșii locali pentru cum votează. Aceasta este cea mai gravă încălcare a democrației și a lipsei de respect pentru cetățeni, pentru că noi reprezentăm cetățeni. Eu, ca președinte, consilier, județeni, ca și cetățeni, sunt aleși de cetățeni din fiecare localitate a județului Constanța, în speță, în cazul nostru. Acestea sunt adevărurile pe care trebuie să le spunem și de care nu trebuie să ne temem. Și totuși, prin decizia instanței, nu aveți voie să luați legătura cu consilierii județeni care au aprobat sau contribuit la aceste două hotărâri, și nici cu salariații Consiliului Județean care le-au întocmit. Eu v-am spus în permanență că am avut și am încredere în justiție. Faptul că sunt astăzi aici, că merg la lucru, sunt pentru că justiția în România există și funcționează. Faptul că s-au dispus niște măsuri, pe mine în mod special nu mă deranjează. Este dreptul judecătorilor. Însă eu v-am spus pentru dumneavoastră și pentru opinia publică că nu poți fi judecat, că nu m-au trimis în judecată judecătorii. M-au trimis procurorii DNA în judecată, neavând alte probe. Și vreau să vă reamintesc că aici pe platou acum un an de zile, anul trecut în ianuarie, pe 15 ianuarie, a fost acea înșenare pe care ați văzut-o și ați difuzat-o toți cetățenii în România, în care s-a încercat o înșenare și am fost bruscat și molestat, fără să existe niciun fel de probă împotriva mea. Dosarul era asta, Centrul Militar Zonal. Pentru ce a trebuit să fie acel circ? Spuneți-mi mie, dumneavoastră. Pentru ce acel circ mediatic? Pentru acea denigrare a mea, pentru că denigrându-mă pe mine și familia mea, sunt denigrați toți cetățenii care au avut și au încredere în mine. Dar nu trebuie să fiți totuși atent în activitate, pentru că voluntar sau cu rea intenție ar putea exista tentative din partea salariaților sau consilierii județeni să vă întâlnească pe holurile Consiliului. Nu e vorba de întâlnire. Ce veți face? Vorba de a nu lua legătura și nu comunica cu cei care sunt rechizitorul și asta o să stabilesc acum cu avocații cu care am voie și cu care nu am voie. Nu să fac nimic, eu știu să respect legea, că am respectat-o întotdeauna și o voi respecta și acum. Am întrebat da? Altceva. Poate vor veni ei la dumneavoastră. Nu există chestiunea asta, pentru că voi da dispoziție în acest sens de a nu lua legătura cu mine, în sensul dispozitivului pe care judecătoria l-a făcut inclusiv la ultimul termen de 6 ianuarie, astfel că dacă o fac pe răspunderea lor, nu mai este intenția mea. Este rău intenția lor. Dar eu nu cred că aici, în Consiliul Județean Constanța, chiar dacă unii m-au îngropat de viu, eu nu cred că există oameni responsabili care să facă în acest moment așa ceva. Și ședințele de Consiliu cum se pot? Dar nu sunt supuse controlului juridic și ședințele Consiliului. La Consiliu, consilierii se întâlnesc, votează, sunt de acord sau nu sunt de acord, votează, se abțin sau sunt împotrivă. Este dreptul lor, nu-l poate lua nimeni, nici eu nu pot cere unor consilieri județeni să nu participe la ședințe și nici nimeni altceva pot să le ceară să nu voteze. Este o aberație. Deci veți participa la ședințele? Voi participa la ședințele Consiliului Județean, pentru că sunt obligat, conform legii 215, să conduc ședințele Consiliului Județean Constanța, sunt obligat să supun votului și aprobării și, de asemenea, sunt obligat să iau act de decizia Consiliului Județean și să duc la îndeplinire. Nu vedeți că eu sunt cercetat pentru că am dus la îndeplinire două hotărâri de Consiliul Județean, alea cu CMZ-ul și cu repartizarea arhivelor județului. Dacă nu le-aș fi dus la îndeplinire, atunci s-ar fi întâmplat să pot fi acuzat de neglijență în serviciu. Dacă Mazăre, ca primar, duce la îndeplinire hotărâre de Consiliul Local, Municipal, este pasibil să fie acuzat de neglijență în serviciu. Dacă eu nu duc la îndeplinire, sunt pasibil, dar nu pot fi acuzat că am inițiat și că am votat o hotărâre și că am dus-o la îndeplinire. Acum că de fapt vă veți lua funcție, care sunt primele lucruri pe care le veți face? Victor, te mai spune. Păi vreau în primul rând să văd în ce stadiu sunt programele județului Constanța. Programele europene, da? Programele cele pe care le-am inițiat în ultimul mandat, să văd care este situația drumurilor județene, să văd care este situația programului de un sfert de miliard de euro al companiei Raja pe Asociația de Dezvoltare Dobrogea Litoral, cea în care am luat cei mai mulți bani europeni pentru a face canalizarea și alimentarea cu apă în 6 județe. De asemenea, vreau să verific care este stadiul implementării programelor europene și cele Consiliului Județean. Am citit undeva că ar fi salariați nemulțumiți care ar demisiona dacă dumneavoastră ați veni. Există informații de genul acesta? Deci este o chestiune care nu vreau să comentez. Vreau doar să-i transmit domnului Palas, domnului fost prefect Palas, care a făcut această afirmație mincinoasă, da? Că în dosarul în care este prefectul Culețu inculpat, el a fost subprefect și a răspuns cu departamentul juridic al prefecturii și face parte din comisia care a dat aviz și a retrocedat ilegal și abuziv
ilegal și abuziv 1200 de hectare din stațiunea de cercetări Valului Traian. Face parte și era secretarul Comisiei Funciare. O să facă parte și el dintre inculpați și l-a anunț pe domnul Palas că am depus plângere împotriva lui și vis-a-vis de ceea ce a făcut ca prefect, când a plecat Culețu din funcție și a rămas el prefect cu alte mii de hectare din județul Constanța, pentru care nu a dat socoteală domnul Palas până acum. Asta este mesajul meu.